Procesul final de elaborare a Programului Național de Dezvoltare Rurală a ajuns în faza cea mai importantă de prezentări și consultări publice a propunerilor de măsuri pentru perioada 2014-2020. Sunt organizate șapte conferințe regionale la care sunt chemați fermieri, reprezentanțe organizațiilor profesionale din agricultură, ai autorităților locale și județene, interesate în aflarea veștilor privind viitorul agriculturii și dezvoltării rurale în România. În ediția trecută a emisiunii noastre, am prezentat principiile noului PNDR, lăsând pentru astăzi descrierea măsurilor, așa cum sunt proiectate de specialiștii Ministerului Agriculturii. Prima și cea mai importantă măsură, și pe care intenționăm să o deschidem în luna mai. Repet, mai sunt două luni de zile, probabil că în luna aprilie veți avea la dispoziție ghidul, și după aceea puteți să aplicați proiecte. Vrem anul acesta. 150 de milioane de euro să-i punem la dispoziție la prima sesiune în luna mai. Vrem să începem primul, accesarea celor 8 miliarde de euro pe care le avem la dispoziție pe Programul Național de Dezvoltare Rurală. primul rând, măsura de modernizare a fermelor, așa cum vă spuneam, investiții, fosta măsură pentru cei care cunosc 1, 2, 1. Aici, alocarea este de, sigur, dacă mă uit la alocarea generală, de aproximativ 1 miliard de euro. Cu două componente importante, alte investiții, aș spune, poate cea mai importantă, 757 de milioane de euro. Aici sunt exact investițiile de care vorbeam: investiții în ferme de creștere, ferme de reproducție, investiții în fermele de familie, achiziții de utilaje și așa mai departe. Deci, exact ce înseamnă dezvoltarea exploatațiilor uh, agricole. Cea de-a doua componentă este de pomicultură și cu o alocare foarte mare de 260 de milioane de euro. De ce? Programul de pomicultură este, ocupă un loc foarte important, în sensul că va fi sub forma unui subprogram care va finanța atât reconversia, replantarea, deci înlocuirea livezilor care sunt în declin, cât și livezi noi, dar mai mult decât atât și partea de procesare, depozitare și procesare pentru uh, pomicultură. Partea de procesare, a doua sunt măsură importantă de la investiții în active fizice, aici vorbim de procesarea tuturor produselor agroalimentare. Fie că vorbim de carne, fie că vorbim de legumicultură și așa mai departe. Cred că e foarte importantă, dar alocarea este ceva mai mică, de 469 de milioane de euro, din care 40 de milioane merg către zona de pomicultură. De ce spun că este mai mică pentru că în România, cred că ați observat, prin fondurile pe care le-am avut 2007-2013, s-a dezvoltat sectorul de procesare mult mai mult decât sectorul de producție. Importăm încă, mai ales la unitățile de procesare carne, foarte multă materie primă, carcasă din Ungaria, din Austria, din alte, din Polonia, din alte state membre și cred că avem potențial totuși în România. Am fost și putem să redevenim un important producător. Din acest punct de vedere. Dar ne lipsesc, repet, fermele de reproducție și fermele de creștere, și de aceea proporția aceasta este ceva mai mare în favoarea zonei de producție. Încurajăm cu alte cuvinte zona de producție, dar dacă cineva vrea să intre într-o zonă, într-un proiect integrat, producție și procesare, sigur că punctajul va fi mult mai mare. Infrastructură de adaptare. Aici sunt două zone importante: drumuri de acces agricole și forestiere spun importante din acest punct de vedere. E un fel de continuare a măsurii 215 pe care o aveam în actualul program. Cred că. 125, îmi cer scuze. Cred că o așteaptă cu toții, în special primările, dar vreau să vă spun că pentru drumurile forestiere, noutatea este că și beneficiarii privați, cei care sunt proprietari de păduri, pot să acceseze fonduri pentru a-și reabilita drumurile. Până acum n-au avut această posibilitate. Și poate cea mai importantă. Alocare merge către zona de irigație, acolo unde avem 370 de milioane de euro. Tot sectorul secundar de irigații va fi reabilitat. Toate organizațiile deudători vor avea la dispoziție fonduri să reabiliteze sectorul de irigații. Ce înseamnă asta? Înseamnă prețuri mai mici pentru apa folosită în irigații, înseamnă costuri mai mici de producție și prețuri mult mai competitive. Dezvoltarea exploatațiilor și antreprenilor a doua măsură foarte mare, din care aș vrea să reamintesc trei măsuri foarte importante. Sunt foarte mulți tineri și aici în sală și cred că e important să știe că în viitorul program vor avea un fel de continuare a măsurii de instalare a tinerilor fermieri, dacă până acum această măsură avea 40.000 de euro 100% rambursabil, alocarea va crește, încă n-am definit, o va fi undeva între 50 și 60.000 de euro. Avem posibilitatea până la 70.000, dar nu mergem atât de sus pentru că vrem să dăm posibilitatea la mai mulți fermieri să aibă acces la la mai mulți tineri fermieri să aibă acces la aceste măsuri. Alocarea va fi de 400 de milioane de euro comparativ cu 269 cât au fost în vechiul program. Deci punem accent mai mare pe tineri. Alocarea este mult mai importantă și sper că un număr de 14-15.000 de fermieri să aibă acces la de tineri fermieri să aibă acces la această măsură. De asemenea, 10.000 de fermieri vor avea acces la o schemă simplificată de investiții cu 10.000 de euro, cu 15.000 de euro, îmi cer scuze, 100% nerambursabili printr-un proiect simplu și vreau să fac o comparație. 2007-2013 am avut măsura 141 de dezvoltarea fermelor de semisubzistență, în care acordam 1500 de euro pentru fiecare gospodărie timp de 5 ani de zile. S-au alocat în total vreo 480 de milioane de euro, dacă nu mă înșel. Eu cred că au fost bani aruncați pentru că 1.500 de euro pe an nu cred că ajută foarte mult gospodăriile, cele 48.000 de gospodării care au depus proiecte și de aceea cred că această alocare pentru 10.000 de fermieri care poate nu au beneficiat până acum de ajutor sau chiar dacă au beneficiat pot să acceseze în continuare, reprezintă cu adevărat un ajutor de a ieși din zona de subsistență. Să nu mai producă doar pentru familie sau pentru comunitatea din mediul rural, să producă pentru piață, să valorifice producția respectivă. Mai avem o măsură care înseamnă startup și dezvoltarea micro și întreprinderi mici non-agricole, fostele măsuri 312-313, care sunt înglobate în această măsură cu o alocare mai mică de această dată de 250 de milioane de euro care înseamnă, practic, dezvoltarea activităților turistice. Cred că vor fi, de asemenea, măsuri importante pentru cei care sunt în categoria întreprinderilor mici, a IMM-urilor în mediul rural și care vor să-și dezvolte fie o activitate de agrement, fie o activitate non-agricolă în mediul rural. Grupurile de producători este o măsură în cadrul subprogramului POMICOL, în care încercăm să stimulăm pe cei care, vor, care au livezi, care vor să dezvolte livezi, să intre în această categorie de uh, grupuri de producători. Servicii de bază și renunire satelor, aici vă spuneam că avem 1,1 miliarde de euro pentru uh, au comunitățile locale, pentru primării. Aici cred că trebuie să poposim puțin, pentru că sunt primari în sală, probabil, care așteaptă și care au fost dezamăgiți că n-au cesat 3.2.2. S-a făcut o greșeală atunci, cred, în 2009-2010, când s-au primit proiecte de la toate primăriile. Peste 3000 de proiecte care s-au depus și n-au putut fi finanțate decât undeva sub 800 de proiecte. Proiecte integrate de 2,5 milioane de euro. Încercăm pe viitor program să nu mai primim, să nu mai punem cetățenii până la urmă nu neapărat primăriile să plătească proiecte tehnice, studii de fezabilitate care nu au o finalitate, care nu se finanțează. Încercăm să alocăm exact pentru Câte comune avem, atâtea proiecte să primim, sau să spunem 150% din, din fondurile pe care le avem la dispoziție, după care închidem și evaluăm proiectele respective. Ca și principiu, nu vor mai fi proiecte integrate, cum au fost până acum, proiecte care vizau canalizare, drum, nu știu, modernizarea căminului cultural, punctaj pentru ansamblu folcloric din zona respectivă și așa mai departe. Nu va mai fi criteriu de gradului de sărăcie. Cred că a fost interpretat și cred că a creat, ca să nu mai intru într-o altfel de discuție, cred că a creat discrepanțe foarte mari. Am dus, din păcate, infrastructura în zone în care cetățenii nu-și permit să o mențină, nu-și permit să o plătească. Important, nu se mai finanțează gazele și electricitatea prin viitorul program, este o chestiune în regulamentul european, nu o prevedere națională. Vom avea în continuare finanțare pentru canalizare, pentru apă, pentru drumuri, sigur și pentru activitățile culturale, dar uh, separat de aceste măsuri, fără a încerca să creăm un, uh, o diferențiere evidentă în funcție de existența sau inexistența unei astfel de uh, măsuri. Servicii de consiliere, o altă măsură necesară, transferul de cunoștințe și acțiuni de, de informare, de -a fel, o măsură importantă în procesul de diseminare. Poate cea mai importantă alocarea așa cum vedeți în viitorul PNDR, este pe zona de măsuri de mediu și climă. Aici Comisia Europeană, prin regulament, a impus ca minim 30%, cel puțin 30% din alocarea totală din cei 8 miliarde de euro să meargă către aceste măsuri. Și aici sunt patru măsuri, împădurirea și crearea de, perde, de suprafețe împădurite și perdele forestiere o altă măsură agromediu și climă, o altă măsură agricultură ecologică și o altă măsură de zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice. Sunt convins că să existe aici câteva întrebări. Zonele montane defavorizate sau zonele montane? Criteriile europene s-au schimbat și vreau să vă spun încă de la început, pentru zonele montane defavorizate, sper să nu grejez, domnul Herciu, nu se schimbă criteriile și vor fi aceleași criterii pentru zonele, deci acele localități care sunt astăzi în zone montane defavorizate vor fi și în viitorul program. În schimb, zonele defavorizate, acolo criteriile s-au schimbat. Suntem în faza finală cu toate comunele care intră în zone defavorizate sau ies, uh, pentru că, vreau să vă spun, criteriile sunt în favoarea României. Suprafața a crescut, cred că, de trei ori în România, cu zone defavorizate. Ce înseamnă lucrul acesta? Alocarea, compensările care se acordă pentru că nu există zone productive, să spunem așa, în agricultură, compensările respective vor fi acordate în mai multe comune. Acolo unde există pant, acolo unde nu se poate intra cu tractorul din cauza solului și așa mai departe. Toate lucrurile pe care deja le cunoașteți. Deci aceste zone defavorizate vor crește, dar nu cele din zona montană defavorizată. Agricultura ecologică, spuneam, eu, o măsură și e un sector foarte important pentru noi, alocăm 200 de milioane de euro în viitorii șapte ani, șase ani, să spunem, pentru acest sector extrem de important și sper să fie suficient. Dacă nu, nu vom ezita să facem realocări de la alte măsuri, astfel încât să sprijinim, spun eu, micul ambasador al României peste hotare, agricultura ecologică. Cooperare: 28 de milioane de euro, din care pomicultură: 15 milioane. O măsură nouă pe care o introducem se referă la gestionarea riscurilor. Și știu că și aici am avut discuții vis-a-vis -vis de faptul că au fost momente în care, din păcate, Ați avut calamități din diverse motive, calamități care nu, pierderile respective nu au fost acoperite. Introducem pentru că am spus-o de fiecare dată, chiar dacă unii se supără, alții nu se supără, nu putem la infinit să venim statul să sprijină, dar creăm instrumente moderne. Creăm instrumente moderne în care încercăm să cointeresăm fermierul, și anume fondurile mutuale. Dacă veți fi înscriși membrii ai fondurilor mutuale cu o cotizație mică, cred că puteți beneficia de avantaje foarte mari. Ce fac fondurile mutuale? Au la dispoziție fonduri europene, alocare foarte mare. Ele vor funcționa la nivel național dacă există minim 30% din suprafața agricolă a țării. Ele vor funcționa, vor avea membri din rândurile dumneavoastră în momentul în care există un an în care aveți pierderi generate de îngheți, generate de secete, generate de boli, deci lucruri care nu sunt acoperite de societățile de asigurări. Fondul mutual face diferența de la un an la altul, ați pierdut 10.000 de euro față de anul trecut din venituri, vă compensează acei 10.000 de euro dacă sunteți membri. De aceea eu cred că și încurajez pe toți fermierii. Sper să se acrediteze cât mai multe fonduri mutuale. Îi încurajez pe toți să intre și să beneficieze de un sistem modern de despăgubire a, sau de compensare a pierderilor pe care le registrat. Eu sper, în primul rând, să nu fie pierderi. E important să mai spun un lucru. Neavând acest instrument modern până acum, anul trecut au fost în anumite zone pierderi generate de, uh, nu știu, de grindină, să spunem. Fermierii respectivi au un angajament să plătească un impozit pe norma de venit. Am, sigur, n-am putut să despăgubim acele pierderi, dar suntem în discuții avansate și cred că va fi o inițiativă legislativă parlamentară în foarte scurt timp, astfel încât cei care au avut pierderi să fie scutiți de plata impozitului pe norma de venit. Pentru că e un lucru absolut normal, atâta timp când n-au înregistrat niciun fel de venit, ba, din contră, au pierdut și ceea ce au uh, însămânțat, nu putem să venim să ne mai luăm și eu un impozit pe norma de venit. Axa lider, programul prin care sprijinim grupurile de acțiune locale, aici alocarea crește pe măsură ce avem discuții. Dacă la început eram undeva la 300 de milioane de euro, iată că am ajuns astăzi, după ce am avut discuții cu fermieri, cu comisiile de specialitate din Parlament, unde și acolo e o activitate intensă și pe programul Național de Dezvoltare Rurală, am ajuns la 624 de milioane de euro, dublu față de 300 și ceva de milioane cât am avut în vechiul program. De ce? Grupurile de acțiune locală reprezintă poate cel mai important instrument de uh, activitate în comun, ca să spun așa, de dezvoltare a societății din mediul rural, în care se întâlnesc oameni, se întâlnesc instituții și hotărăsc împreună ce trebuie dezvoltat în comuna respectivă atât din punct de vedere instituțional, dar și din punct de vedere economic. În continuare vom pune accent și vrem chiar să creăm în cadrul acestei măsuri un program special, pe care nu l-am definit deocamdată ca și denumire, dar care să însemne un proiect tip pentru zona de legumicultură, în care un grup de acțiune locală să aibă posibilitatea să hotărească în cele 10 comune, să spunem, câte sunt în grupul respectiv, să spun în fiecare sat vreau câte un solar, în, pentru cele 10 solarii vreau. Să fă, constituim un depozit. Pentru acel depozit vreau să facem un mic centru de procesare. Deci un program integrat pentru zona de pomicultură. Îl punem la dispoziția celor care conduc galurile și ei sper să strângă pentru fiecare componentă beneficiar care să aplice, în felul acesta întărind, întărind asocierea, valorificând în comun producția pe care o au și chiar făcând investiții în comun pentru zonele respective. Sunt utilaje foarte scumpe și foarte mari pentru a dezvolta o fermă o fermă într o familie și atunci dacă un utilaj se cumpără și se folosește de mai multe familii, cred că lucrurile sunt mult mai ușor de justificat. Vom, în perioada următoare vom pune la dispoziție, sper eu, în două, trei luni de zile, lucrăm cu Institutul de Economie Agrară și sper să avem aceste proiecte tip, atât pentru ferme de familie, dar și pentru acest proiect integrat. Prima conferință de consultare publică a măsurilor propuse pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, în care, iată, aici la Teatrul din Baia Mare, S-a venit cu o noutate de bun augur pentru, pentru Galuri. S-a mărit suma alocată pentru noua programare. Este un motiv de mare satisfacție pentru noi, pentru Galuri. FENEGAL a militat pentru creșterea sumelor alocate axei LIDER și, în momentul de față, putem să luăm în considerare o sumă de aproximativ 650 de milioane de euro care vor fi distribuite prin sistemul Galurilor în perioada 2014-2020. Este un moment de resetare a calculului pe care le-am făcut. Este clar că putem să avem strategii mult mai consistente, că putem să dezvoltăm teritoriile noastre mult mai bine. Au fost discuții foarte uh, aplicate și în ceea ce privește uh, principiile viitoare, în ceea ce privește alocarea acestor fonduri pe galuri. S-a vorbit despre faptul că Uh, sumele vor fi date în funcție de populație și de teritoriu, un lucru care este extrem de important Un lucru din câte am înțeles susținut și de galuri chiar Da, și de fenegal și de galuri, pentru că uh, am avut de prea multe ori situații de fragmentare artificială a unor teritoriu Pentru că se de dădea aceeași sumă pentru un gal, indiferent dacă era compus din două comune sau dacă era compus din 20 de comune Lucrul ăsta uh, s-a reglementat în această, uh, acest moment oricum, Federația Națională a Galorilor a și militat și susține în continuare că un gal, până la urmă, nu este important dacă e mare sau mic. Este important dacă are coeziune teritorială, dacă respectă principiile lideri de organizare și, în felul ăsta, asigură răspunsul pentru nevoile locale ale cetățenilor, autorităților publice locale, care, până la urmă, tot în slujba cetățenilor sunt așezate.